Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei. Vom face astăzi împreună gulaș de vită gătit la crockpot și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 1 kg de pulpă de vită tăiată cubulețe, 1 kg de cartofi noi, 2 cepe tăiate julien, 2 morcovi tăiați rondele, 1 ardei gras tăiat julien, 300 de grame de roșii pasate, 2 linguri de boia dulce sau iute, 2-3 foi de dafin, 1 ardei iute tăiat, o legătură de pătrunjel tocat, puțin chimen și puțină sare. Vom pregăti acest gulaș în aparatul crockpot pe care l-am aici și voi începe prin a pune roșiile pasate în vasul de ceramică. Voi adăuga și ceapa pe care am tăiat-o julien, apoi morcovii, ardeiul gras. Cu ajutorul acestui crockpot vom obține o carne de vită moale, suculentă, care se va topi în gură. Voi adăuga și ardeiul iute. Cartofii noi, pe care i-am lăsat întregi. Ce îmi place la crockpot este faptul că punem toate ingredientele înăuntru, apăsăm butonul de pornire, iar aparatul va găti pentru noi. Adaug acum și carnea de vită, pe care eu am lăsat-o în bucăți destul de mari. Este pulpă de vită, pe care o punem întotdeauna deasupra legumelor. Legumele vor fi mereu jos și carnea deasupra. Gătind la temperatură joasă, mâncarea își păstrează toți nutrienții și toate vitaminele, carnea devine fragedă și pur și simplu se va topi în gură. Pot adăuga acum și condimentele și voi începe cu boiaua. Puteți pune dulce sau iute, după preferință. Pun și câteva frunze de dafin, chimen, pe care eu îl voi lăsa întreg, dar voi îl puteți măcina, și nu în ultimul rând sare, pentru gust. La sfârșit voi adăuga apă, cam o cană. Nu punem foarte multă apă pentru că legumele și carne vor lăsa singure zeamă. Punem capacul, pornim crockpotul. Acesta are două funcții, low și high. Noi vom selecta pe cea high. Timp de gătire, 4 ore. Și din acest moment crockpotul își face treaba, nu trebuie să-l supraveghem, nu trebuie să amestecăm și nici să mai adăugăm apă. Îl voi lăsa acum să gătească, iar între timp eu voi prepara altă rețetă pentru voi. După 4 ore, gulașul este gata. Cam așa va arăta. Vom amesteca puțin. Să vedeți cât de bine poate să arate. Miroase extraordinar de bine. N-aveți idee cât de bine poate să miroasă. Ia uitați cartofii. Au fiert foarte bine, dar au rămas întregi. La fel și morcovul. A rămas în rondele. Peste gulaș voi pune pătrunjel. Îl vom lăsa puțin să se răcească și este gata de a fi servit. Așa arată gulașul preparat la crockpot. Noi l-am și gustat și vă putem spune că este extraordinar de gustos. Vă voi arăta acum și de aproape să vedeți cum arată carnea în primul rând. Uitați cât este de frumos gătită. Pur și simplu se rupe. Nu trebuie deloc să o tai. Uitați cât de bine s-a gătit. Pur și simplu se rupe dacă o ating cu cuțitul. Haideți să vedem și un cartof. Este perfect gătit. Ia uitați. Dacă apăs cu furculița se sfarmă foarte ușor. Într-adevăr, un preparat extrem de gustos, gătit la crockpot cu un minim de efort. Am ajuns și la sfârșitul acestei rețete, așa că vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!